Cum credeam eu până acum că arată un moldovan cu BlackBerry? Ce vrei, mă? Ți-ai luat camere de aici? Ce știi să-ți iei, măi? Mușa, spui și-ți iei, dacă duci de aici, spui și-ți iei, mă. Zul. Dar, de fapt, iată cum arată un moldovan cu BlackBerry. Da, o iubi asta. Toți cei care au văzut această ciudățenie la mine în mână au râs. Personal, cred că e o alegere stranie, dar curajoasă din partea BlackBerry. Designul lui BlackBerry Passport creează senzația că este îmbrăcat într-un smoking. E înconjurat de o carcasă din aluminiu, butoane bine poziționate și un plastic mat foarte plăcut la atingere, dar care desigur lasă urme. În partea din față avem ceea ce știe BlackBerry să facă cel mai bine într-un telefon, tastatura. Datorită acestei forme, este clar că tapatul cu o singură mână e practic imposibil, iar pentru a tapa cu ambele ai nevoie de câteva zile să te deprinzi. După asta, în schimb, această metodă devine chiar productivă. Partea interesantă la această tastatură este că lucrează și pe post de trackpad. Poți lista mail-urile, naviga printre pagini, iar în moment ce scrii ceva prin swipe-uri poți șterge cuvinte sau muta cursorul. În orice caz, pentru un om de afaceri care are de răspuns la o mulțime de mail-uri, e o soluție utilă. Mai puțin clară este poziționarea butonului Space plasat în ultimul rând de taste. Ecranul lui BlackBerry este la fel cam straniu de caracterizat. În orice caz are 4.55 și o rezoluție de 1440x1440. Aici, BlackBerry nu a economisit deloc. Imaginea, într-adevăr, este detaliată, iar unghiurile de vizualizare largi. E perfect pentru a vizualiza documente, grafice, mail-uri, dar incomod pentru video. Aici, dacă întorci ecranul, mari schimbări nu se produc. Passport rulează pe BlackBerry OS 10.3. Nu este cel mai intuitiv sistem apărut vreodată, îți ia ceva timp să te deprinzi cu toate gesturile, dar în schimb este foarte bun pentru multitasking. Telefonul se deblochează printr-un swipe dinspre tastatură. Homescreen-ul arată toate aplicațiile deschise de la moment, ce drept e cam incomod să le închizi. O chestie interesantă este BlackBerry Hub, un fel de meniu care îl poți accesa mereu și în care sunt afișate toate mesajele importante, apelurile, mail-urile și evenimentele. O soluție foarte bună pentru oamenii mega ocupați, dar nu atât de bine gândită. Spre exemplu, uneori în vârful acestui feed apar evenimente enervante de pe Facebook și zile de naștere ale unor oameni care nici nu-i știi. Totodată, Passport îți oferă posibilitatea să te deconectezi de la toată avalanșa de notificări și e-mail-uri doar printr-un swipe de pe lock screen, astfel oprind orice sunet și orice notificare imediat. BlackBerry Blend este încă un element interesant, mai ales pentru business. Acesta presupune o aplicație pe desktop care se conectează cu smartphone-ul prin Wi-Fi sau USB și îți arată tot de ce ai nevoie pentru a te descurca pe parcursul zilei. Mail-uri, mesaje la care poți răspunde direct de pe desktop. În caz că ești sunat, la fel ești notificat pe ecranul calculatorului. Totodată poți transfera și fișiere foarte rapid, toate astea adaugă un plus la productivitate. Vizual, întreg sistemul arată tare bine, iar cel mai interesant lucru care m-a făcut să apreciez acest OS sunt aplicațiile. Pe cât de straniu nu ar suna, dar pe lângă magazinul de aplicații BlackBerry, unde găsești mai nimic, și Amazon App Store-ul, unde găsești un pic mai mult, aici poți instala aplicații de pe Android. O bună parte din cele indispensabile mie am putut să le instalez aici, nu toate desigur. Asta e un mare plus și pentru oamenii de afaceri și pentru utilizatorii obișnuiți. Foarte interesant arată jocurile pe un astfel de ecran. Dar, sigur, nimeni nu cumpără astfel de device-uri pentru jocuri. Telefoanele BlackBerry au fost cunoscute de-a lungul timpului pentru securizarea datelor care intră și ies din telefon. Passport vine echipat deja cu funcțiile de criptare și securizarea mail-urilor, mesajelor, apelurilor și altor informații private. Dacă e să vorbim de specificații, BlackBerry nu s-a zgârcit deloc și a montat tot ce e mai bun. Un nou procesor Snapdragon 801 împreună cu 3 GB de RAM fac ca întreg sistemul să meargă asemeni unui ceas elvețian, fără nicio ezitare. Ce-i drept, în primele zile smartphone-ul a avut multe laguri, dar după un update acestea au fost soluționate. Două lucruri interesante care nu te-ai aștepta ca BlackBerry să atragă mare atenție este sunetul și camera. La partea cu sunetul avem două grile plasate la capătul smartphone-ului, ambele fiind difuzoare. Sunetul e foarte curat și tare, îndeajuns încât să auzi apelurile importante.
La partea cu optica, avem un sensor de 13 megapixeli pe spate, care nu scoate cele mai superbe poze, dar în schimb are stabilizare optică. Iar autofocusarea este extrem de rapidă, lucruri care nici pe aproape nu erau văzute la alte modele de BlackBerry. Bateria este un alt lucru care bucură la BlackBerry. Nu a fost nicio zi în care smartphone-ul să-mi spună că bateria e moartă. De obicei, asta se întâmpla după 2 zile de utilizare activă cu 3G-ul mereu pornit. Passport nu este un device pentru consum activ de content media și niciodată nu a vrut să fie. Deci e cam straniu să spunem că este un smartphone rău anume din acest considerent. Companiile care încearcă să scoată ceva inedit pe piață trebuie luate în considerare. Am fost și eu sceptic imediat ce am văzut această formă, însă după ceva timp pot spune că într-adevăr oferă o experiență deosebită. BlackBerry a poziționat din start acest smartphone ca pe unul foarte productiv, pentru un om care are nevoie în permanență să aibă în față mail-urile, task-urile, mesajele și ca toate să fie gestionate cu ușurință cu ajutorul tastaturii, chiar dacă are nevoie de două mâini pentru a o folosi eficient. E plăcut că putem cu ușurință să instalăm aproape tot ce vrem de pe un Android și să ne bucurăm de diversitate. Adunându-le pe toate, Passport e un smartphone îndrăzneț care la sigur va atrage atenția celor din jur. Acesta a fost review-ul lui BlackBerry Passport. Noi vă mulțumim pentru atenție, fiți cu ochii pe noi pentru că următoarele episoade vor fi un pic mai deosebite. Pentru asta nu uitați să apăsați subscribe, iar în comentarii să ne lăsați părerea despre acest device. Cam asta a fost tot pentru azi, cu voi a fost Vicu, toate bune!